Românii sărbătoresc în deoseb Mare Unire, adică unirea Transilvaniei cu România de la 1 decembrie 1918. Despre mica unire nu mai vorbește multă lume. Momentul 24 ianuarie 1859 reprezintă un moment esențial al devenirii noastre istorice. Fără 1859, practic, n-am putea vorbi astăzi de un stat român modern. Nefericire, sentimentul național este diluat. Trăim într-o lume mai mult sau mai puțin materialistă. Trăim într-o lume în care sentimentele vin în urma, practic, sau după asigurarea confortului material. Totuși, chiar dacă nu mai vorbim în prezent de o cinstire de amploare, acum, dacă vreți, 70 de ani, 100 de ani sau chiar și acum 10 ani, remarcăm că asemenea activități sunt onorate de profesori, de copii. Pentru a mai readuce la viață vechile obiceiuri, cadrele didactice din Constanța, alături de membrii Muzeului de Istorie și Arheologie din Constanța, au reușit să reîmprospăteze memoria elevilor. Elevii participanți la eveniment au interpretat melodii din repertoriul românesc și au recitat poezii, iar colegii din sală i-au răsplătit cu aplauze. Astăzi am venit pentru că am fost invitată să cânt la acest muzeu de istorie. Am dorit să cânt două piese, două doine. Trec o mare parte a zilei a cânta. Am venit aici ca să vizionez spectacolul de la 24 ianuarie. Îmi place să cânt și să pictez și mai multe. Eu astăzi am venit ca să citesc o poezie pe care am scris-o eu și am cântat câteva cântece legate de ziua de astăzi. Îmi place foarte mult să compun poezii. Îmi place și să pictez, dar cel mai mult îmi place să învăț. Programul a avut ca scop și promovarea tinerelor talente. De data aceasta consider că a fost mai reușit ca de obicei, pentru că au venit copii foarte talentați care au cântat vocal, au cântat la chitară și care au recitat, cum e cazul elevilor de la școala 22 Cembrătean, au recitat din creațiile lor, care au fost pregătite în două zile, totuși și e vorba despre copii de clasa a treia. Mai greu este să convingi prima dată să vină copilul în muzeu și la asemenea manifestări, după aceea vin de drag și vin să demonstreze că au talent. În fiecare an, câteva unități de învățământ din Constanța organizează astfel de evenimente cu ocazia zilei de 24 ianuarie.